început business-ul în 97. Ce business? Business-ul nostru se numește Media Post Hitmail. Inițial firma pe care am început-o se numea Hitmail. Am început-o la 6 luni după ce am terminat facultatea. Dar ce a fost cel mai important pentru începerea business-ului a fost bursa pe care am avut-o în Franța, în 95, cu un an înainte de terminarea facultății, cu o întreagă poveste. A fost o bursă Tempus, câștigată cu concurs la facultate. La anul meu am câștigat locul întâi pe Franța, pe limbi străine, dar și aș fi putut să merg în Franța și să aleg orice facultate voiam din care am scris în program. Dar am încercat cu decanul. Decanul nu voia să ne lase să mergem cu mașina, voia neapărat să mergem în grup organizat cu avionul. Avea, cred că, dreptate în felul lui, pentru că și așa la Paris, când am ajuns, aia nu știau ce-i cu noi, nu răspundeau de la facultate și ne-au pus într-o cușcă cu arab și algerien, cum zici. Și a trebuit să așteptăm vreo 20 de minute să răspundă cei de la facultate ca să confirme că nu suntem frauduloși în aeroport. Bun, am tăiat paranteza. Deci m-am certat cu decanul și decanul a zis, bine, dacă nu vrei cum vrei, eu nu mai pleci. Și lăsăm bursă, am terminat. Deci am terminat. Oamenii au plecat și au ales acolo cele mai frumoase facultăți. Și la sfârșit, ca peste două săptămâni, așa, m-a chemat decanul, a zis, bine, uite, totuși te mergi. Am ajuns la Lille, mai erau locuri într-o singură facultate, de care nu au auzit nimic, se numea Marketing Direct, Magister de Marketing Direct. Vei bea Grigore Aghiazmă, deci a nimerit la facultatea aia, pe care nu fusese nimeni, pentru că nu știa nimeni cu ce să mănâncă Marketingul Direct. Și așa am ajuns să fac firmă de marketing direct. Era un domeniu complet nou în România. Noi combinat, practic, trei chestii care erau destul de diferite între ele. Marketing, logistică și IT. Deci, ca să poți să ai o ofertă pe zona asta de marketing direct, trebuia să știi câte puțin de fiecare. Ceea ce am învățat la Lille, mai ales chestii legate de baze de date, care erau niște chestii foarte noi la momentul respectiv în România. Și imediat cum am terminat facultatea, ne-am făcut socotelile și am început firma. Și am fost printre primii din piață. Și cum a fost după aia? A fost interesant, pentru că piața nu era făcută și nu știam ce trebuie să se pune. Era o singură firmă în piață care știa că nu avea concurență, deci nu se stresa prea tare cu optimizările. Noi știam prețurile din Franța și am pus prețurile din Franța și am rămas șocați că rămânea marjă mare. După aia, peste 2-3 ani, când a început concurența și au început războaiele de preț, ne-am dat seama că noi, de fapt, tarifam poate dublu, poate triplu câteodată decât trebuia să tarifăm. Și așa am reușit să facem profit în primul an. A fost un noroc. Probabil că foarte puțin au norocul ăsta. Deci, cu profitul din primul an, am reușit să ne cumpărăm un apartament în care am activat primii 3 ani. Și apoi am început să ne dezvoltăm. Am început pe lângă apartamentul ăsta, care era în Titulescu, la etajul 4. Nu mai încăpeam. Ne-am luat garsonieră la 3, apoi alt apartament la etajul 10, după cum erau de chiriat în scara respectivă. Și încă unul la etajul 1, deci stăteam tot timpul pe scări. De la 1 la 4, de la 7, de la 1, într-o scară normală de locatari, să zicem.
Și normal, apoi ne-am prins că pierd de foarte mult timp cu chestia asta și ne-am reunit cu toții, am încheiat o vilă și de atunci am început să arate lucrurile ca o firmă normală. Și acum? După ce am stat 12 ani în vila respectivă, ne-am mutat și noi într-un business center ca să respectăm standardele Poștei franceze, care ne-a cumpărat în 2009, deci în urmă cu 4 ani Poșta franceză a cumpărat 60% din firma noastră, interesate fiind mai ales de înțelegerea pieței pe zona de marketing direct și bază de date. Poșta franceză este o poștă care înțelege mult mai bine decât alte poște zona asta de marketing și a cumpărat foarte multe firme de marketing relațional. În mai multe, a cumpărat vreo 10 firme în Franța pe care le-a consolidat și cred că o să întâmple lucruri interesante pe zona asta. Din experiența ta până în acest moment, care ar fi cel mai importante 3 învățăminte de care ai vrea să le transmiți, să zicem, urmașilor tăi? Băi, uite, asta am învățat eu, astea sunt 3 sfaturi care vi le dau ca să reușiți în viață. În primul rând, cred că nu e suficient să vrei, ci și să poți. Cred că e foarte important să ai curaj. Deci să fii curajoși. Să fiți curajoși. Să vă puteți asuma riscurile fără să vă gândiți de 3 ori înainte. Apoi, să vă respectați întotdeauna cuvântul dat. Portofoliul de clienți pe care l-am făcut, l-am construit în cei 16 ani de când am început noi firma, se bazează pe cuvântul dat și cuvântul respectat. Pe faptul că am reușit să nu dezamăgim clienții noștri. Din păcate, n-aș putea spune că asta e regula în România. Cuvântul dat nu este nu este un standard. Dar lucrurile cred că încep să se schimbe și să se îmbunătățească. Iar a treia chestie, să fiți atenți la oamenii din jurul vostru, oamenii care lucrează împreună cu voi și să vă gândiți cum puteți să-i ajutați ca să se dezvolte și ei așa cum vă dezvoltați voi. Tu dintotdeauna ai vrut să devii ceea ce ești acum? Sau să reformulezi? Ce vrei să te faci când o să fii mare, când erai mic? Hei, când eram mic, nu cred că vreau eu să dau lase. nu mi-era foarte clar ce era să mă fac mai degrabă, cred că aș fi vrut să fiu cercetător. Dar cred că în anii 90 și cercetătorii nu prea stăteau bine cu balanța de venituri și cheltuieli. Și cred că am luat o decizie bună atunci cu ASEO. Poate ce mi-aș dori să fac în continuare ar fi zona financiară. Pentru că în facultate eu mă vedeam lucrând în finanțe sau în investiții, în niciun caz în marketing. 100%, ceea ce m-a îndreptat 100% către marketing și specific spre marketing direct a fost bursa asta de la Lille, bursa Tempus. Cred că și după ce m-am întors de la Lille și încă mă mai gândeam că aș putea să lucrez în finanțe sau în investiții. Dar pentru că avem know-how-ul ăsta diferențiator, am decis să-l folosesc. Tu când angajezi pe cineva, la ce te uiți? Sincer, nu cred că e punctul meu tare. De ce? Poate cred că empatizez prea mult. S-ar putea să judec oamenii mai
bine decât, decât să te iei în mod obiectiv. Mai încerc să găsesc lucruri bune în oameni și să le dezvolt. La majoritatea oamenilor se găsesc astfel de lucruri bune. Chiar la unii se găsesc foarte multe și trebuie să le alegi. Să alegi dintre ele. Dar n-aș putea spune că sunt cel mai tare om în recrutare. Folosesc furnizor extern pentru asta. Mi-ai zis că ai 900 și de oameni care lucrează în momentul de față. Da, în momentul ăsta avem 900 de angajați cu contract de muncă. Toți cu contract de muncă. Pentru că avem o divizie a grupului care se ocupă de distribuție de pliante în cutiile poștale, care consumă foarte multă forță de muncă, ceea ce creează problemele corespunzătoare. Oameni, mulți probleme, multe. Gândiți-vă numai la 1%. Gândește-te la că 1% din oameni au o problemă. Asta înseamnă că 9 oameni fiecare zi au o problemă pe care trebuie să o rezolvi. Dar dacă este să te uiți așa la oameni. În momentul de față, cred că am vorbit în ultimii 2-3 ani cu o grămadă de oameni care au zis, domne, este oribil să-ți găsești un loc de muncă în România. Că toți patronii, sau aproape toți patronii sunt niște nenorociți. Că e greu, că fără pile, fără șpagă, nu mai cum să reușești. Care este perspectiva ta din punctul ăsta de vedere, din punct de vedere al angajatorului? Părerea mea este că, la fel, este același lucru ca și la clienți. Trebuie să-ți respecti cuvântul dat. Deci, trebuie să fii atent ce promiți, foarte atent ce promiți angajatorului, pentru că trebuie, e musa, e obligatoriu să-ți respecti ce ai promis. Tu ești mulțumit. Și nu mă refer la salarii, ci mă refer, nu, în primul rând, la salarii, că asta e evident că le respect, dar la condițiile de muncă, și la posibilitățile de dezvoltare profesională. La asta mă refer. Tu ești mulțumit de forța de muncă din România? Cred că avem un raport calitate-preț foarte bun în momentul ăsta, pentru că suntem capabili să în proiecte de outsourcing pentru Franța, Anglia, Germania, să venim cu prețul la jumătate cu același fel de calitate ca și vestici. Deci, cred că da. Sunt niște nișe specifice în care există deficit în piață. Și știm, din diverse motive. Dar, în general, cred că e ok. Bun, și un cuvânt de încheiere pentru cei care se uită la acest filmuleț? Ceva care să-i motiveze, să-i dinamizeze? Nu pierdeți timpul. Apucați-vă de ceva. Și țineți-vă, fiți consecvenți în ceea ce faceți și o să vedeți rezultatele. Mulțumim mult de tot!